Bună ziua! Aici e Momoi Energicul și aici Radu. Și aici e Momoi Energicul. Astăzi o să pregătim budincă de ția! Momo, ăsta-i locul lui. Chia este o plantă originară din sudul Mexicului. Sud, jos. Îți dă multă energie. Calea Momoi Energicul. Și cuvântul maiaș pentru chia este putere. Priviți-te folță am de la ția. Pe lângă faptul că este o plantă foarte gustoasă, este și foarte sănătoasă. E bogată în proteine și de aceea înlocuiește foarte, foarte bine carnea. Este bogată în fibre pentru digestie și în multe vitamine, de exemplu calciu, fosfor, acizi grași omega-3 și omega-6, care sunt anticancer și anti-îmbătrânire. Acum, să începem prepararea. Poți să stai lângă mine, Momo? Bine, o să stau aici. Pentru budinca de chia avem nevoie de semințe de chia, normal. Orice lapte doriți. Mie îmi place laptele de ovăz avena, după cum știți. Puțină miere, după gust. Și orice fructe doriți. Eu am aici fructe congelate, dar puteți să folosiți și fructe proaspete. Prima oară, puneți în bol 3 linguri de semințe de chia. Se poate să-l dați și pe lângă. Așa cum fac eu acum. Și încă puțin. Astfel. Apoi, adăugați lapte cam până la 3 sferturi. Așa. Și totuși încă puțin. Apoi, amestecați. Acum, puneți fructe. Nu prea multe, nici prea puține. Cam așa. Adăugați puțină miere. Acum, așteptați o oră, minim o oră. Puteți să o lăsați și peste noapte, dar trebuie să așteptați minim o oră și apoi o serviți. A fost o joacă de copii, nu? A fost o joacă de Momo chiar. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și sper să reveniți și la următorul video. La revedere!